Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Sigur că am venit cu, știu, cu un discurs mai sofisticat, încercând să prezint câte ceva din viața lui Eminescu. Am spus eu mai deosebit, dar având în vedere că în sală sunt foarte mulți tineri, unii sunt mai sonori, vreau să le spun lor în primul rând că ele fiind și eu ca dumnealor, am fost la o serbare școlară, eram în clasa 8-a, în 1989, când s-a împlinit 100 de ani de la moartea lui Eminescu. Și atunci profesoara mea de română, inspirată fiind și de Dumnezeu binecuvântată cu mult har, ne-a dus la școală și ne-a prezentat la finalul serbării un proces verbal întocmit de Eminescu în calitate de revizor școlar, vizitând sau inspectând, mai bine spus, școala în care eu am învățat. A fost un moment pentru mine de referință, copil fiind, și care recunosc că m-a marcat foarte mult pentru că mi-am dat seama că am pășit pe urmele lui Eminescu la mine în sat și că el, Eminescu, a vizitat, a inspectat școala unde eu am învățat. Acest lucru m-a impresionat foarte mult, m-a marcat foarte mult și mă gândeam ce aș putea să vă spun și eu acum frăților voastre care încă mai sunteți sonori pentru a vă impresiona și pentru a vi-l aduce pe Eminescu mai aproape de inimă. Vrând nevrând, nu avem un român mai mare decât Eminescu, chiar dacă noi ne considerăm oameni foarte mari și foarte importanți, foarte influenți, unii dintre noi, din fericire, zic, sau din păcate, nu avem un român mai mare decât Eminescu. De aceea, noi că l-am numit pe Eminescu pentru că astăzi serbăm și Ziua Culturii Naționale de 9 ani încoace, nu avem un român mai mare decât Eminescu. Nu avem un român care să cuprindă în viața lui, ca într-o chintesență, toată zbaterea după existența neamului românesc, toată frumusețea sufletului românesc, toate năzuințele, dorurile, poate și neîmplinirile, poate și căutările, razele de lumină și petele de întuneric din viața neamului românesc. Deci ea v-aș ruga, în primul rând, pe dumneavoastră distinși tineri, să vă aplicați mai cu luarea minte asupra vieții lui Eminescu, pentru că s-ar putea ca acolo să găsiți, eu știu, izvor de lumină și răspunsul la ceea ce pe dumneavoastră acum poate vă frământă ca tineri, pentru că știu că tinerețea este vârsta poate cea mai tumultoasă sau perioada cea mai tumultoasă a vieții, când foarte multe întrebări ne năpădesc și ne găsind răspuns, poate că uneori și noi rătăcim pe cărări umbroase căutând răspunsurile existențiale. Amintindu-mă de profesoara mea care m-a emoționat și m-a marcat prin acel document ce l-a prezentat, am gândit și eu acum, mi-am schimbat tot ceea ce am vrut să vă spun despre Eminescu, am gândit să prezint câteva fapturi din viața lui care pentru cei tineri, dar și pentru noi, cei tineri de vârsta a doua sau a treia, poate însemna lumină și cale către lumină și către adevăr. În rând, hai să ne gândim la faptul că Eminescu a apărut pe lume într-un moment pentru România foarte greu, foarte tulbure. S-a născut, iată, sigur, noi știm că s-a născut pe 15 ianuarie și serbăm oarecum ziua de naștere astăzi, însă știm că Eminescu s-a născut nu pe 15 ianuarie, ci s-a născut pe 20 decembrie 1849. El însuși știa acest lucru. L-a scris chiar cu mâna lui atunci când a fost admis la Junime la Iași, la cuvârbiri literare, se cerea date acolo biografice și el a scris cu mâna lui că s-a născut pe 20 decembrie de Ignat, 1849. Sigur că pe atunci nu se dădea foarte multă importanță date exacte, mitrica sau documentele de înregistrare ale nașterilor se afla la biserică, părintele probabil ocupat cu ajunul, cu sărbătorile, cu bobotează, probabil că n-a avut timp, sau chiar părintele lui, Gheorghe Eminovici, n-a avut timp să-l înscrie. Și probabil că mergând să fixeze data botezului, care a avut loc pe 21 ianuarie 1859, au
trecută mitrică și odată convențională. Nu putea un copil de o săptămână născut pe 15 să fie dus la biserică, botezat la o săptămână. Era o iarnă foarte grea și sigur n-a fost acasă botezat, ci în biserica Uspenia din Botoșani. Tatăl său, un om foarte religios, Gheorghe Minovici, pe o psaltire din care se ruga, la final a scris datele de naștere ale tuturor celor 10 copii pe care a avut Gheorghe și Raluca Iurașu. Și când a venit vremea lui Eminescu, a scris a lui Mihai că astăzi, 20 decembrie, la 4 ceasuri evropenești, s-a născut fiul nostru Mihaiu. Eminescu, pentru a, eu știu, limpezi această problemă și pentru a împrăși